Vă salut, prieteni, și bine ați venit pe canalul Tutoriale Gratuite. În acest video vom vorbi despre un program de care cel mai probabil ați avea nevoie sau ați fi avut nevoie cândva, în momentul în care ați folosit calculatorul. Cel puțin eu am avut nevoie de un astfel de program și în acest video o să vă arăt un astfel de program care zic eu că este destul de util. Este vorba despre un software cu care putem converti diverse video și audio în alte formate, în diverse formate. Cu siguranță, în special cei care ați mai făcut înregistrări sau chiar ați mai făcut anumite CD-uri, DVD-uri în trecut, ați avut la un moment dat nevoie de un program care să vă convertească, nu știu, un video în audio sau un format de audio în alt format de audio, un format de video în alt format de video. E bine, în acest videoclip o să vă arăt un astfel de program care cred că este destul de util, foarte ușor de folosit și intuitiv. Este un program de la HitPA, se numește HitPA Video Converter și vom vorbi în acest video despre acest program. Dacă vă plac astfel de videouri în care vorbim despre diverse programe și despre diverse procese care se pot face pe sistemul de operare, nu uitați să apăsați butonul de like și butonul de subscribe cu clopoțelul activat ca să fiți la curent cu ceea ce vom face în continuare pe acest canal. Bineînțeles că o să vă las un link în descriere de la software-ul HitPA Video Converter și puteți folosi acel link-uri pentru a descărca și a încerca în mod gratuit și asemenea veți avea parte și de o reducere dacă vreți să o luați varianta Pro. E bine, după cum vedeți, are o interfață foarte simplă și foarte intuitivă. Două chestii importante le puteți vedea în partea dreaptă aici. Una este Hardware Acceleration. Vă recomand să lăsați bifat Hardware Acceleration. De asemenea, puteți da Disable la Lossless Conversion. Eu vă recomand să lăsați totul by default pentru că este cel mai bine. Și bineînțeles, observați, avem secțiunea de convert, unde efectiv va trebui să ne adăugăm fișierele, să selectăm formatul în care vrem să le convertim și unde vrem să le salvăm, bineînțeles. Avem și o funcție de download unde se pot descărca diverse clipuri de pe anumite site-uri. Nu o să vă arăt funcția asta pentru că YouTube-ul are anumite noi reguli care interzic chestiile astea și nu vreau să am probleme. De asemenea, avem și funcția de edit în acest program introdus, care zic eu că e foarte, foarte faină și bineînțeles că sunt și multe alte feature-uri în development. Avem cut, merge, crop, rotate, watermark. Foarte interesant. Haideți acum să încărcăm și noi aici un fișier. De exemplu, putem încărca un fișier folosind acest buton și putem selecta un video, audio, folder sau chiar de pe iTunes sau putem efectiv să dăm click aici sau să dăm cu drag and drop un fișier. Am aici mai multe videouri, dar eu o să încarc un video care nu este foarte mare. Vedeți că e un video de doar 20 de mega. Bineînțeles, cu programul ăsta puteți inclusiv să compresați fișiere fără probleme. Puteți să selectați un anumit format, să scădeți puțin calitatea și efectiv în acest fel veți compresa share-ul. Este nu-i neapărat subiectul videoului de astăzi, o să vă arăt totuși cum se poate face treaba asta. Observați că aici în partea stângă avem practic cum este fișierul by default și în partea dreaptă cum va deveni fișierul, da? De exemplu, acum putem selecta formatul în care vrem noi să îl convertim. Avem un fișier MP4, da? Eu să-l convertesc în MOV, de exemplu. Și o să observați că de asemenea puteți efectiv să măriți rezoluția, bineînțeles va fi o rezoluție fake pentru că nu puteți scoate o calitate de 4K dintr-un video Full HD, dar totul este ok. Totuși o să las pe HD și bineînțeles că apoi va trebui doar să selectăm unde vrem să se salveze, îl salvăm pe desktop și dăm click pe Convert All dacă avem mai multe fișiere sau pe Convert pentru a converti un anumit fișier. Și veți observa că fișierul nostru s-a convertit, îl avem aici, putem să dăm pe Properties și veți vedea că fișierul este MOV. Și același proces îl putem face, da, și dacă vom dori să convertim acest fișier în MP4, efectiv îl luăm cu drag and drop, îl adăugăm aici, da, și putem selecta formatul în care vrem noi să îl convertim. O chestie pe care trebuie să o rețineți, când selectați de aici un format, îl veți folosi doar pentru un anumit fișier. Când selectați de aici jos un format, veți putea converti toate fișierele folosind formatul selectat de aici, da? De exemplu, acum haideți să încercăm să micșorăm puțin dimensiunea. Vedeți că avem fișierul de 20,46. Hai să-l facem un MP4 HD 720p, bineînțeles, și putem da pe convert. Hai să vedem cu cât reușim noi să convertim acest fișier. Vedeți că procesul durează un pic mai mult pentru că, bineînțeles, convertește practic fișierul și cu altă rezoluție și vedeți că am scăzut de la 1080p la 720p. Pe, da? Și am salvat o dimensiune foarte bună. Bineînțeles, când vrei să compresezi un fișier, automat trebuie să și scazi calitatea. Nu ai cum să compresezi un fișier fără să scazi absolut deloc calitatea. Și mergem puțin și în secțiunea de edit. Trebuie să introducem aici un video, da, de exemplu, ca să vă arăt și cum funcționează această funcție de edit și așa mai departe. Da, puteți aici efectiv să tăiați, da, să tăiați anumite secțiuni, le selectați, le ștergeți fără probleme și puteți să vă editați clipurile în acest fel. Și la fel se poate face și cu funcția de merge, crop and rotate, watermark și așa mai departe. Eu acum am arătat doar câteva modalități prin care puteți folosi HitPA Video Converter, dar puteți folosi, v-am zis, și pentru partea audio. O să vă las, bineînțeles, linkul în descriere și voi puteți acolo să testați varianta gratuită și să vedeți cam ce se poate face cu acest program și dacă este util. Din punctul meu de vedere, cel puțin pentru mine, e un program pe care e foarte bine să-l am în PC. De-a lungul timpului, tot timpul am nevoie de un program cu care să pot formata sau să pot converti în alte formate și efectiv n-am știut ce program să instalez. E bine, o astfel de sugestie ar fi HitPA Video Converter. Deci cam acesta a fost videoul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă
v-a plăcut dintea să apăsați butonul de like și butonul de subscribe cu clopoțelul activat ca să fiți la curent cu ceea ce vom face în continuare pe acest canal. Eu vă stimi versus pe canal oficial tutoriale gratuite. Până data viitoare, eu vă zic la revedere!